Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Mihai Mironică, bine ați venit aici la Super Live, o emisiune în care vorbim despre meciuri mari din cupele europene care au loc în această săptămână și pentru aceste meciuri speciale am doi invitații speciali. Vorbim despre meciuri din Champions League și alături de mine am un câștigător al acestui trofeu, este vorba de Adrian Bumbescu. Bună seara, domnule Bumbescu, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Și de asemenea, alături de mine în studio se află cunoscutul comentator și realizator de televiziune Ionel Soica. Salut, Ionel, bine ai venit. Bun găsit. Scuză-mă, îmi permit cu tine să vorbesc așa la singular, cu domnul Bumbescu, nu știu. Cu domnul colonel, nu. Noi suntem așa colegi de breaslă, să zicem într-un fel, și atunci e mai natural, nu știu, să ne adresăm așa, deși te asigur de și firesc, nu, nicio problemă, nu asta, tot respectul meu. Formă de respect între oameni. Mulțumesc. Domnule Bumbescu, vorbim despre Cupa Campionilor, despre Champions League, cum se numește acum, și sigur ne aducem aminte din nou cu extraordinar de mare satisfacție de faptul că ați câștigat acest trofeu, un moment unic în istoria fotbalului nostru. Cum este acum când vă uitați la aceste meciuri din Champions League și inevitabil vă aduceți aminte de momentul în care dumneavoastră ați atins acea cupă, ați ridicat-o? Da, este un sentiment foarte plăcut. Pentru că în perioada aceea, 4-5 ani de zile, am cam dominat fotbalul european. Și o senzație de nedescris. Cu regret spun că l-am câștigat-o pe cea mare, pe cea intercontinentală. În 87. În 87, aceea era poate cea mai accesibilă. Da, cu River Plate a fost o finală pe care a pierdut-o la limită și poate pe nedrept, pentru că s-a vorbit despre golul marcat de Belodedic, nu-i așa, Ionel? Și am revăzut, am analizat, am computerizat acea fază și nu a fost offside. El a fost un gol valabil, dar ce mai poți întoarce după atâția ani? Am pronunțat numele lui Belodedic, cel care v-a fost coleg inclusiv în finala Cupei Campionilor, în centrul apărării la Steaua. Mi-a spus Belo odată o poveste și țin foarte mult să o recomentăm aici cu dumneavoastră, un episod. Erau luptele acestea crâncene între dumneavoastră și Rodion Cămătaru, pentru că erați adversari direcți în meciurile dintre Steaua și Dinamo. Și la pauza unui meci disputat pe noroi, erați și cu noroiul și cu sângele și roind, pentru că erau dueluri foarte tari cu Cămătaru. Și ieșeați așa ca din filmele acelea de comando spre vestiar și Belo era impecabil. Cred că avea și dunguliță la short așa, de la fierul de călcat. Era cum era el elegant așa în spatele dumneavoastră, vă acoperea ca libero. Și mi-a spus Belo, mi-era atât de rușine încât am luat o palmă de noroi așa de pe teren în drum spre vestiar și mi-am pus-o pe mine ca să nu fiu așa din alt film decât Adrian Bumbescu. Da, este adevărat. Numai eu jucam așa la sacrificiu. Mai era un Tudor Stoica, un Belon în fața mea, care și ei erau deosebiți de hotărâți în luarea deciziilor, mai ales în faza de apărare. Dar Belo era atunci, era un libero extraordinar. Eu trebuia să marchez numărul 9 și el culegea. Da. Apropo de că a pronunțat numele lui Loții Belloni, am intrat în studio aici și, sigur, l-am lăsat pe domnul Bumbescu să meargă în fața mea și mi-a spus, așa îmi zicea Loții Belloni când intram, Bumbi, când, sau cum vă spunea Bambi, Bambi când te văd în fața mea, mă simt mai în siguranță. Da, când intrau pe tunel, mă gândesc la meciuri. Da, da, Loții a fost mereu un profesionist în tot ce a făcut. Țin minte, noi, după fiecare meci, în euforia aceea, arunca înghietele sau ăsta, le rămânea și le ștergea și le aranjea mereu. A fost mereu profesionist. Ionel, acum discutăm despre Champions League. Sigur, facem tot felul de legături cu trecutul glorios al fotbalului nostru, reprezentat aici de Adrian Bumbescu. Și discutăm despre meciul acesta dintre Liverpool și Internaționale Milano. Liverpool a câștigat în prima manșă în Italia cu 2-0. Și bănuiesc că este mare favorită și în opinia ta la calificarea în sferturile Champions League. Sigur, cred că pentru cei care joacă ar putea fi o mare lovitură. Pentru că, într-adevăr, Liverpool pornește ca mare favorită. Este, după mine, echipa cu cel mai frumos joc din fotbalul european la ora actuală. Barem de la mijloc în sus, totul este o poveste care are o grămadă de desfășurări și o sumedenie de finalizări. Poate și asta o distinge de cealaltă mare a fotbalului actual din insulă, de City, care este foarte puternică în zona de apărare și la mijloc, dar în ofensivă are unele probleme, pe când la Liverpool aici este spuma, este șampania în zona ofensivă.
aparent un meci dezechilibrat și după victoria de acolo și după fotbalul pe care practică, chiar dacă se întâlnesc ocupante locului 2 din cele două mari campionate, Liverpool la 63 de puncte, la 6 puncte în spatele lui City, dar cu un meci mai puțin jucat, și Inter locul 2 în Italia după concittadina Milan. Scorul din meciul tur parcă nu mai dă speranțe. Evoluția lui Liverpool din ultima perioadă în crescendo, după ce a avut o perioadă, să zicem, puțin așa de stagnare, la fel nu prea acordă șanse vizitatorilor de mâine. Da, Liverpool a mai eliminat o dată în urmă cu mai mulți ani pe internaționale din Champions League, tot așa cu două victorii. Vom vedea dacă Liverpool va reuși două victorii împotriva lui Inter și în această dispută. Domnule Bumbescu, am ajuns în Anglia cu această dispută dintre Liverpool și internaționale și ne aducem aminte că dumneavoastră, când erați foarte tânăr, 19 ani, dacă nu mă înșel, ați fost în Anglia pentru a juca împreună cu Universitatea Craiova, cu Craiova Maxima, era deja acea generație fantastică a Craiovei, împotriva lui Leeds United, ați reușit, jucând dumneavoastră la 19 ani în centrul apărării, o performanță fără precedent împreună cu echipa Craiovei, victorie în Anglia în cupele europene și eliminarea unei echipe englezești, lucru pe care noi nu-l mai reușisem până atunci. După două victorii, să spunem. Da. Deci 2-0 a fost și la Craiova, 2-0 a bătut Craiova. Apropo de acest 2-0 din Liverpool, exact, Inter, iată, exact, două rezultate de 2-0. Și apropo de 2, un cuplu extraordinar, Adi Bumbescu, invitatul nostru de astăzi, și Costică Ștefănescu, regretatul Costică Ștefănescu. Da, este adevărat, am avut șansa să joc cu Costică Ștefănescu. Ați făcut drumul invers, dumneavoastră ați făcut drumul spre Steaua de la Craiova, el a făcut drumul de la Steaua spre Craiova. Spre Craiova, da, este adevărat. Un libero foarte bun. Da. Și atunci la Leeds, cum a fost împotriva unei echipe atât de puternice cum era Leeds United? A fost un meci extraordinar de încins, pentru că jucau numai cu mingi înalte, ceea ce mie mi-a convenit. Înțeleg că ați avut și o problemă la o problemă, o lovitură. Aproape 5 minute am fost scos din teren. A venit Cămătaru. Și au englezii. Da, sigur. A venit Cămătaru și a jucat fundaș central până am revenit eu. Da, a fost un meci de senzație. Am avut noroc că am înscris prin Cârțu. Cârțu a dat primul gol, după aceea Aurică Beldeanu. Dar a fost incredibil, mai ales atmosfera. Credeți că, se par mari diferențe între fotbalul de atunci pe care l-ai simțit din teren și ce vezi acum că se întâmplă în Anglia? Poate viteza de joc este mai mare. Dar stilul de joc este asemănător. În privința acestui meci, îi dați o șansă Interului la calificare în disputa aceasta, după ce Liverpool a câștigat în Italia cu 2-0? Liverpool este o echipă foarte puternică. Nu cred că Inter poate să mai... și mai ales că joacă în Anglia. Da. În Anglia, unde Liverpool merge extraordinar, a câștigat deja un trofeu în acest sezon și Cupa Ligii și sigur este bine plasată și în celelalte competiții, aproape se califice în sferturile Champions League, calificată deja în sferturile Cupei Angliei și pe locul 2, cum spuneam, în campionat în urma lui Manchester City, dar nu la o distanță mare. Aș vrea să vă aduc aminte că în aplicația Superbet există această ofertă, super avantaj. Dacă echipa pe care mizați se duce la două goluri într-un meci, acel pariu vă este deja acordat, chiar dacă ulterior echipa pe care ați mers este egalată sau pierde în acea întâlnire. Și cum deseori vorbiște pariuri speciale la aceste meciuri, nu doar cine câștigă sau cine se califică, Ionel, Mohamed Salah și în Champions League în acest sezon și în toate competițiile iarăși marchează o mulțime de goluri pentru Inter. Ne-am putea gândi la el ca marcator în această parte. Și la el și la Sadio Mane. Da. Nu? Al doilea marcator al lui Liverpool. Sigur că da, și care apare exact când nu te aștepți. Sunt două zvârlugi acolo în ofensivă. Imprevizibil în tot exact, ce fac. Sigur. Greu de ținut sub control, greu de ținut pentru apărător. Mă gândesc cât de greu e să ai asemenea adversari care și fac schimb de locuri și între ei. Și majoritatea fundașilor englezi sunt masivi. Da. Da. Și dezechilibrează prin dribblinguri. Vorbim despre acest meci dintre Liverpool și internaționale, dar nu trebuie să uităm că dumneavoastră, unde ne uităm în fotbal european, aveți câte o performanță deosebită. Pe Inter ați reușit să o eliminați împreună cu Dinamo, pentru că ați jucat la trei echipe extraordinare din acea epocă, la Universitatea Craiova, Craiova Maxima, la Dinamo, cu care de asemenea ați fost campion și ați făcut performanțe deosebite în cupele europene și sigur apogeul a fost atins cu Steaua, cu care ați câștigat Cupa Campionilor Europeni. Dar cu Dinamo în particular ați reușit să o eliminați pe Internaționale Milano. Da, pe San Siro 1-1 a dat cu Stovgol și pe Dinamo 3-2. Țin minte și acum golul lui Orac din Orac, ultimul, da.
cu capăt golul ăla, golul 3. Cum, iarăși o echipă românească ne înfrântă într-o dispută cu un colos al fotbalului. Exact, exact. Atunci am avut șansa mare să-l țin pe celebrul Altobelli, care ulterior l-am pus la campionatul mondial. Chiar atunci, în epocă, atunci Prohasca, când Prohasca e unul dintre mari atacanți ai fotbalului european, iar Altobelli chiar atunci a devenit campion mondial, când dumneavoastră l-ați înfruntat în meciurile dintre Dinamo și Adi, aici suntem tiți, că și eu l-am ținut pe Altobelli la un interviu. Am poză cu el, a venit la un meci făcut târziu aici, numai să lăsase de fotbal, dar la un meci al fostelor legende. Și cu ocazia Giovanni Becali m-a ajutat și am făcut un interviu cu el. Mi-a adus aminte acum. Da. Deci amândoi l-am avut adversari. Da. Am pomenit de pariurile speciale. Super pariurile de asemenea sunt foarte atractive în aplicația Superbet. Combinații de pariuri, câte goluri se marchează și multe alte detalii legate de meci. Cine câștigă, cine câștigă la pauză, cine are mai multe cornere, un număr anume de cornere. Deci sunt o mulțime de variante pe care puteți merge cu ocazia acestor întâlniri din Champions League și Europa League. Sunt competițiile de top care au loc în această săptămână. Și mergem la un meci iarăși foarte interesant din Champions League. Mergem pentru partida dintre Real Madrid și Paris Saint-Germain. Mergem în Spania, unde dumneavoastră a trăit fericirea maximă atunci când ați câștigat Cupa Campionilor Europeni la Sevilla. Da, este adevărat, acesta este un meci de 1x2. E foarte imprevizibil. Da, foarte, cred că sigur, e capul de afiș al etapei. Da. Da, dumneavoastră ați fost dezamăgit de cum a jucat Real Madrid în prima manșă când a pierdut la Paris? Echipele Realul și are probleme și în, am văzut și în campionat, joacă mai slab, dar problema este că și la este să încearcă o reconstrucție și au jucătorii care... Da, sigur, au apărut jucători tineri. Sigur, care... Sunt și niște absențe importante de la mijlocul terenului la Real Madrid. Casemiro și Kroos vor trebui înlocuiți în linia de mijloc. Rămâne acolo doar Modric ca punct fix și, sigur, lucrurile acestea contează. Chiar închizătorii, cei doi închizători. Da, da. Care... Bine, în apărare lucrurile stau bine, și în atac Benzema continuă să livreze, să marcheze foarte multe goluri. Seconda bine de Vinicius. Exact. Da, extraordinar, da. Fotbalist. Dar oricum așa, privind în ansamblu etapa asta, ne dăm seama încoate cum domină fotbalul englez, fotbalul de club european de câțiva ani de zile. Iată, din 16 echipe ajunse în faza eliminatorii, în principala competiție, 4 sunt iarăși din Anglia. Da. Urmează apoi și Spania cu 3, dar cele 4 în sezonul trecut ambele finaliste au fost din Anglia, exact. Manchester City și Chelsea. E o continuitate în supremație confirmată și se pare cum că... Cum se întâmpla când domnul Bumbescu juca în cupele europene, pentru că acei ani, de asemenea, sfârșitul anilor 70, prima parte a anilor 80, au fost dominați de echipele din Anglia. Da, este adevărat. Ne aducem aminte chiar și de eliminarea lui Dinamo din semifinalele Cupei Campionilor de către Liverpool în 84. Da. Dumneavoastră tocmai treceați atunci de la Dinamo la Steaua. Da. Da. Bun, aș vrea să remarc în aplicația Superbet, aș vrea să remarc și grupurile specializate pe discuții, pe bilete legate de aceste competiții internaționale de care vorbim, din fotbalul de club din Europa. Vedem iată grupul de Europa League în care putem intra. Sunt bilete cu cote spectaculoase care sunt postate aici cu meciul din această competiție. Vedem Porto, Lyon, Atalanta, Leverkusen pe un bilet cu cotă de 70, Marseille, Basel, Porto, Lyon de asemenea pe un bilet cu o cotă de 35. Sunt locuri în care puteți intra să vă inspirați atunci când doriți să completați un bilet. Iată și grupul de Champions League. De asemenea, sunt grupuri foarte interesante și sigur și pe alte competiții, pe mai toate competițiile importante și numai în fotbal există aceste grupuri. Provocări adevărate. Da. Ispite, da, pentru Ionel, jucători. Am văzut Parisul la rândul său dezamăgind, inclusiv în ultima partidă de campionat cu Nice. Mă gândeam și acum pe drum. Au făcut două transferuri foarte răsunătoare în vară. Sunau extraordinar de bine și Sergio Ramos și mai ales Messi.
Din păcate, cât a jucat Ramos? Două meciuri o dată, nu? Da, dacă a jucat. Mă rog, meci eu țin minte de 5 apariții, dar da. Oricum e incredibil de puțin. Meci a jucat puțin mai mult, dar cu folos la fel, aproape de cota minimă. Criticile au început să apară. Se pare că și starea lui de spirit este totală. Ramos este accidentat. Păi de aia zic că a fost de când s-a dus. Se vorbește că e posibil să renunțe la cariera lui de jucător. Nu, și ei se bazau mult pe prezența acestor jucători. Până la urmă vezi că tot Verratti rămâne motorul acela. Dar Ramos pentru mine este un foarte bun fundaș central. Foarte mari calități. Foarte mari calități. Sigur că a fost. Nu și de tentă, forță, marcaj, tot complet. Dar ei l-au adus pentru ceea ce poate livra la momentul actual și asta nu prea se întâmplă. Pomeneam despre aceste lupte teribile pe care le aveați cu Rodion Cămătaru, când am pomenit și de Miodrag Boilăde, deci de întâmplarea cu el. Și sigur, și eu, ca descoperim fotbalul atunci, am rămas cu această imagine cu luptele acelea extraordinare care se dădeau între dumneavoastră și Rodion Cămătaru în meciurile Steaua Dinamo. Dar mai puțină lume știe sau vorbește despre faptul că ați fost și ați rămas bun prieten cu Rodion Cămătaru, de unde erați rivali atât de aprici pe teren. Da, păi am făcut junioratul împreună la Craiova. Chiar eu jucam la tineret în perioada când el juca la echipa mare. Și chiar ne întâlneam când jucam jocurile școală, miercurea, tineretul, echipa mare. Ulterior am jucat în aceeași echipă, pe aceeași echipa națională, am fost și adversari și ține legătura în continuare, ne sunam. Asta e foarte frumos că, chiar dacă la un moment dat ați fost rivali, ați rămas a fost mereu o tradiție, și la marile echipe, jucători importanți să fie adversari feroce, chiar pe teren, cu urme și cu urmări, dar apoi prieteni. Adică nu erau vorbe în vânt, asta s-a perpetuat. Mi-aduc aminte aici de Pârcălap cu Voina, apropo de așa de o rivalitate extraordinară, care pe urmă au apucat să joace și ei în străinătate împreună. Și alte rivalități la Iosef Măreanu cu cei de acolo. Și cum erau prieteni, Berlinul era casa tuturor. Apropo de această experiență a disputării unor meciuri în carieră în străinătate la o echipă de club străină, dumneavoastră, din păcate, așa cum era organizată societatea României atunci, v-a fost refuzată această șansă. Cu siguranță, dacă ați fi trăit în vremurile ulterioare, ați fi avut această șansă, pentru că și Victor Pițurcă, de exemplu, spunea relativ recent despre dumneavoastră că erați un fundaș de un nivel extraordinar și în acest spunea că nu vede sau că ați fi fost un apărător de top și pentru fotbalul european actual. Da, am avut două șanse să plec, dar nu pot să le spun acum în emisiune. Am fost blocat de cineva. Este momentul și noi și prilejul să-l spun acum. Vorbim de meciurile din Champions League. Dar cu siguranță mi-ar fi plăcut campionatul englez, care mi se potrivea mănușe mie. Da, ar fi fost extraordinar să-l vedem. Se și spunea Marle Blond, una dintre proiecte, nu colonelul, ministrul apărării, dar și Marle Blond. Piști Covaci îmi spunea Schwarzenbeck. Apropo de jucătorul din acea epocă. Apelativul ăsta. Bun, mergem să discutăm și despre Barcelona. Barcelona care, desigur, reprezintă o amintire specială pentru invitatul nostru de astăzi, Adrian Bumbescu. Barcelona joacă în compania lui Galatasaray, o echipă care a strâns mulți suporteri în România din vremea în care Hagi, Giga Popescu, Adrian Ilie și mulți alți jucători români au evoluat acolo. Barcelona cu Galatasaray. Barcelona, domnule Bumbescu, este într-o creștere de formă în ultima vreme. Da, am văzut și în campionat. Se vede venirea antrenorului Xavi. Și e în mare creștere. Cred că ei vor fi siguri câștigători. Da, am văzut că în turul precedent au reușit să o elimine pe Napoli și în ce stil. Napoli fiind o echipă de top în acest moment în Serie A. 4 goluri pe stadionul care poartă numele Maradona. Deci au fost 2 victorii pentru Barcelona în această dublă cu Napoli. Au un joc extraordinar. Barcelona. A început chiar să apropie de fosta echipă. Cu ce au adus acum în ofensivă, are alternative, are variante și de admirat sunt acești băieți foarte, foarte, foarte tineri. De tine, da. Gavi este foarte tânăr, Pedri, nu mai vorbim, și el foarte tânăr. Nico, știți exact. Care este paradoxul? Și cu un fizic extraordinar. Echipele valoroase, cam în și Paris Saint-Germain, și Real, și Barcelona, nu prea au lir de fund.
Asta așa e. Nu prea au linie de fund. Așa este. Da. În cazul Barcelona, de exemplu, este o observație foarte bună, pentru că vorbim despre acest meci. Plecarea unor jucători importanți de la, din linia de fund a Barcelonei se simte în continuare. Alături de Busquets, joacă, îl vedem pe Araujo, care sigur că... Da, Araujo face o impresie bună, par un fundaș și bun la vârsta lui și nu face gafe. Sigur, nu trebuie să-l uiți pe Piqué, care întregește trioul defensiv. Da. Da, tu te referi aici la linia de mijloc, unde Busquets parcă a obosit, parcă se începe să simtă vârsta și la el. Dar nici Piqué nu mai este... Este foarte util, foarte util. Amândoi și Piqué și Busquets. În continuare. Nu, e greu fără, adică nu poți să treci, să faci un salt dacă ai pretenții. Dar nu mai sunt jucătorii probabil care erau la jucători. Dacă te uiți într-un meci, Busquets nu prea este așa în evidență, dar are un rol extraordinar. Păi, se spunea un fel de caracatiță acolo, cu tentaculele alea, agață mingi după mingi. Recuperează, sigur. Sigur. Poate că vom fi un pic fanei lui Galatasaray, pentru că avem totuși doi jucători români, se păstrează tradiția, avem doi jucători români la Galatasaray, pe Moruțan și pe Cicâldău. Cum îi vedeți pe acești doi tineri jucători români la Galatasaray? Primul trebuie să joace. Dacă la vârsta lor nu joacă, atunci... Puteți să păzește și portarul... Da, sigur, Radu, da. Ionuț Radu, l-am avut eu la lot. Da, trebuie să joci. Pentru că este perioada în care trebuie să te afirmi. Și dacă nu joci, nu ai mișuri în picioare, sigur, trebuie. Da. Nu, și trecem într-o perioadă grea, Galata, din păcate. De-aia e de mirare că ei nu-și fac loc acolo. O echipă care încearcă să scape de retrogradare, e incredibil. E incredibil, da. O forță. Dar vedem în cupele europene, totuși are un parcurs onorabil până acum în acest... N-a avut nici adversari extraordinari. E, totuși, spune că Marseille sau Lazio sunt niște nume... Acum, pentru ei, este un prag greu de tot de... Da, e cel mai tare nume pe care îl poți întâlni în Europa League în acest cel mai periculos adversar. Meciul va fi transmis în România de ProX și de Voio.ro, această înfruntare dintre Barcelona și Galatasaray. De asemenea, meciul acesta dintre Barcelona și Galatasaray este meciul de la concursul Super Prono, care este găzduit de Superbet, un concurs cu premii de 200.000 de lei, un concurs atractiv la care vă invităm să participați. Barcelona, cum spuneam, domnule Bumbescu, o amintire specială pentru dumneavoastră. Cum ați trăit acea finală? V-a fost frică? Ați dormit în noaptea de dinaintea finalei? Cum ați așteptat acea finală de Cupa Campionilor? Moment uluitor din istoria fotbalului nostru. Deci eu am simțit tare mare teamă. Înainte, chiar eu, dacă stăteam cu Vare, cu Iovar în cameră, îi spuneam: Vare, să nu luăm multe. Niciodată, nici nu ne-am gândit că vom câștiga Cupa Campionilor. Mi-era foarte frică. În rest, la finala cu Milan, am fost mai încrezători. Sau la Supercupa de la Monte Carlo. Și e și mai bine când v-ați temut. Bine, sigur, da. Pentru că noi am început cu jocul nostru de pase și exact pe contracarat pe jocul. Sigur, pe posesie, jocul, posesie sigur. Foarte bună, schimburi. Și ne-am lăsat să se apropie de poartă, să le creăm ocazii sau ne era frică de lovituri libere și de arbitraj. Nu, și atunci la Sevilla, Bombi, a fost și presiunea publicului. Practic, voi ați jucat în deplasare acolo. Da, pe terenul lor, că erau tribunele pline de suporteri aici. Cum? Cererea greu să vină? Deși am înțeles că unii oameni din Sevilla care au intrat la meci, parcă erau mai, să zicem, mai dornici să câștige Steaua. Păi a fost găselnița extraordinar gândită, care n-a fost decât atunci speculată. Echipamentul care a jucat Steaua, ce reprezenta? Sevilla. Și atunci... Da, păi noi și în perioada aceea eram și puțin profesioniști. Ne-am plecat și cu bucătar după noi, faimosul cașcaval pane cu ceapă. Cu ceapă, ca să dormim bine, sigur. Da. Și în timp, uite așa am putut în să timpul meciului, totuși, apropo de rolul dumneavoastră în defensivă, Barcelona nu și-a creat niște mari ocazii de gol. A fost extraordinar cum ați reușit să-i blocați. Am încercat să-i ținem cât mai departe de poartă. Normal că ei au venit mereu peste noi. Pizzi s-a zbătut cât a putut acolo să-i țină pe Alessancu și Migueli, doi coloși. Da, să-i țină departe, să-i țină ocupații. În față aveau
Archibald, Carrasco, aveau jucători extraordinari, da, care putea să facă diferența. E băiatul ăsta acum care joacă la Chelsea, Marcos Alonso, tatălui a jucat atunci da, împotriva dumneavoastră, da, și executat lovitorul ratat, da, și da. Ducadam a aparat, Ducadam și el cu acea performanță fantastică de a para de patru ori. Da. Vă așteptați ca Ducadam să realizeze așa ceva? Știu că el totuși era foarte bun la antrenamente, înțeleg, la lovituri de... Da, pe de-aia se făceau pariuri. După care vrea mai rămânea și pe o bere sau pe un suc. Vă mai curăța așa Ducadam, nu? Eu îmi preexecutam. Nu vă băgați la... Nu. Da. Bun. Aș vrea să remarc la ediția trecută de Super Life, când a fost Gică Craioveanu prezent în emisiune. Și de asemenea Liviu Danea a fost și el la Super Life. Am dat lovitura împreună. Cei doi invitați au creat atunci un bilet cu patru evenimente și cu o cotă de 30-30. Un bilet care a ieșit, la ultima fază, pentru că Octavian Popescu a marcat împotriva celor de la Voluntari în finalul meciului. Și atunci... s-a mers pe un bilet foarte îndrăzneț cu FCSB X la pauză cu Voluntari și unul la final, o cotă de 4,70. De asemenea, Gică Craioveanu ne-a recomandat unul la pauză și unul la final în Manchester City cu Manchester United la o cotă de 2 și a ieșit și lucrul acesta. Liviu Gane a spus că CFR Cluj Dinamo va fi 1 și cel puțin 2 goluri se vor marca, o cotă de 1,80, o cotă bună, a ieșit și el. Și la Real Madrid, Real Sociedad, Gică Craioveanu a spus că ambele formații vor marca și, într-adevăr, așa s-a întâmplat și aici, o cotă mare, 1,85. Deci au fost 234 de persoane care au copiat acest bilet în Super Social și astfel aceste 234 de persoane au câștigat pe acest bilet cu o cotă foarte mare și au pregătit cu sculisele pe care noi l-am creat împreună și acum... am pus un pic de presiune pe invitații de astăzi, pentru că iată, vin după o asemenea realizare și am să îi invit și pe ei să facem împreună un bilet din aceste meciuri de care am discutat. O să încercăm să fim inspirați cum am fost și la ediția precedentă. Domnule Bumbescu, am să vă rog să ne recomandați ceva la meciul dintre Liverpool și Internaționale Milano. Cam ce vedeți dumneavoastră că s-ar întâmpla aici? 1x. 1x este o cotă mică, dar sigur o luăm și în ansamblul biletului ea va conta și sigur că... Și ambele vor marca. Da, depinde cât. Intrăm din nou în acest meci atunci. Haideți să vedem... dacă mergem la ambele vor marca. Luăm acesta, ambele vor marca. Are 1,75, o contă mult mai spectaculoasă. Bun. Deci am luat acest prim meci cu o cotă de 1,75 și acum să mergem la partida între Real Madrid și Paris Saint-Germain și am să rog pe Ionel să ne spună recomandarea sa la această partidă. Da, pare, sigur, am spus capul de afiș, am echilibrat meci și chiar dacă a fost o victorie, dar a fost o victorie subțire și obținută spre final, apropo, și cum a fost și la Steaua cu Voluntari și acolo Mbappé a înscris golul izbăvitor, golul victoriei spre finalul disputei. Meci crâncen, meci care poate pleca de la un X, dar pentru că e vorba de calificare și nu știu, simt că se poate petrece un schimb de ștafetă în fotbalul cu pretenții internațional. Aș merge totuși pe încă o victorie a PSG-ului. Încă o victorie a Parisului? X, okay. Și 2. O victorie a Parisului. O victorie a Parisului sau... Da. O victorie a Parisului. Bun. X la pauză, 2 la final. X la pauză, 2 la final. Hai să căutăm această combinație. Așa. Pauză, da, final. E curajos, adică... Da. Auleu, X la pauză și de la final are o cotă uriașă, 7,50. Tocmai de aia. Ori dăm lovitura, ori... Da, ca pe, rar, ca da, pe Ramon Sanchez Pizjuan, când s-au dus și de la... Rar, de la... da, bine, da. Da, bun. Haideți că a zice
să reintrăm totuși în și meci. Și la fel, spuneam. Da? Da. Da, da, da. Hai să reintrăm în meciul acesta în care l-am întrebat pe domnul Bubescu, Liverpool cu Internaționale, dacă e să mergem chiar pe ce a spus domnia sa, că nu pierde Liverpool și că ambele vor marca, să fim să mergem până la capăt, care probabil are o cotă și mai mare această recomandare a domniei sale. O găsim imediat. Da, are o cotă mai mare, 2.05. Bun, am luat asta. Deja ne-a explodat cota din două evenimente. Avem o cotă de 15.37. Bun. Și mergem și în seara de Europa League pentru a găsi meciul dintre Barcelona și Galatasaray, la care am să-l rog pe domnul Bumbescu să ne spună recomandarea domniei sale. Unul solist. Unul solist aici, da? Bun. Are o cotă mai mică, dar o luăm că oricum ajută și ea la această... la acest bilet foarte frumos care se conturează și am să îl rog pe Ionel să ne mai spună ceva din Champions League. Hai să căutăm de exemplu la Bayern cu Salzburg, pentru că s-a întâmplat ceva neașteptat în prima manșă. Bayern a reușit să câștige în Austria și a fost acolo o mică surpriză. Ce ne spui pentru retur, Ionel? Da, la start părea meciul cel mai dezechilibrat din această parte a competiției. Dar iată că totul s-a dat peste cap. Mult timp au condus gazdele la Salzburg și acum, iată, la retur sunt egale echipele. Aș vrea să remarc că există și, așa cum am mai spus pe parcursul acestei emisiuni, și aceste opțiuni de super pariuri. De exemplu, un exemplu de astfel de super pariu este Bayern München marchează cel puțin 2 goluri și Bayern München câștigă oricare dintre reprize. Sunt combinații de pariuri interesante care oferă foarte multe opțiuni. Eu pe amândouă aș merge. Păi amândouă compun un bilet. Bun, îl luăm și pe acesta. Și mai mult de 2 goluri și... Ok, rămâne la asta. Cu Bayern München cel puțin 2 goluri marcate meci și că va câștiga oricare dintre reprize. Da, adică minunea măcar una dintre a durat, ele... A durat o repriză, spunem așa. Da, o jumătate de dispută, da. Și Salzburg a jucat bine. A jucat bine, dar totuși mașinăria asta... Voi publica acest bilet în aplicația Superbet, în Super Social. Puteți să vă inspirați, ați văzut, la precedenta ediție, 234 de privitori de noștri au copiat acel bilet pe care l-am făcut aici la Super Live și au dat lovitura în aplicația Superbet. Bun, am plasat acest bilet. Domnule Bumbescu, Ionel, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Super Live. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că v-ați uitat la Super Live. Să aveți inspirație. Numai bine, ne revedem săptămâna viitoare cu altă ediție a emisiunii.